Hai, toată lumea e aptă, ceva probleme, mă rog, în afară de, am văzut că l-a schemat pe Borza, ceva probleme, adică băieții, să zicem așa, coloana vertebrală, Stanciu, în frunte nu cu Stanciu, Ianis. La probleme medicale nu există. Deocamdată, Doamne ferește, acum spun ție că nu sunt probleme medicale. Da. Mani e ok? Toți sunt ok. Mm-hmm. Deci toți. Nu. Informațiile mele, acum eu sunt cu ăștia mici. Știu, dar din ce știi toată, din ce știi, mai puneți lotul, să mai vedem lotul odată pe grafică. Deci toată lumea e ok, da? Toată lumea e ok, nu e niciun fel de problemă. Camor a fost problema care... Da, și a venit Borza, asta se știe de aseară, da. Deci toți, și Man, și Ianis, și Stanciu, toată și... Toată lumea. Surpriză, Drăguș la Națională, de ce? Marchează acolo unde joacă, nu? Și-a revenit și un jucător tânăr, un jucător care de multe ori a fost... Știu eu, mi-am cam aminte la un meci foarte bun când nu știu câți ani avea. Cred că era încă foarte tânăr, cu Serbia, 2-2 la Belgrad. Mi-l aduc aminte, un jucător care m-a impresionat la vremea respectivă. Care făcea diferența. Da, aduce aminte că l-a băgat contra, nu știu câți ani, 19 ani, nu știu câți ani. Da. Ceva în genul ăsta și... Nu poți să pierzi un astfel de jucător, mai ales dacă joacă bine acum, din tot ce am înțeles eu. Mm-hmm. Deci un jucător care poate să facă diferența, după părerea ta, Mihai, nu? Un jucător care face în momentul actual diferența la echipa lui. Mm-hmm. Acum, dacă o face și la echipa națională, o să vedem. Mm-hmm. Da, deci tot... Da, te rog. În funcție de cum va fi, dacă Edi îl folosește, nu știu. Asta da, ar fi o chestie. Noi intrăm în altă zonă. Ar fi o chestie să-l vedem pe Drăguș titular. Până la urmă, de ce nu? Care e problema? Știi cum e? Trebuie să joace cei mai în formă jucători, Mihai. Că e moment. E moment. Știi cum e? Asta nu este construcție pentru viitor. Este un moment care trebuie să-l speculezi, să-l trăiești acum, o calificare. Da. Doamne ajută să ne calificăm. Dumnezeu. Bine, hai, vorbim atunci. Succes, meciul joi la Budapesta. Și după aia duminică jucăm acasă cu copii în tribună împotriva Andorei. Mihai, 6 puncte. Orice sub 6 puncte Dumnezeu. Orice sub 6 puncte e jale. Să dea Dumnezeu. Bine.